Da, am afirmat și susțin în continuare că nu mi s-a permis într-adevăr participarea la inventarierea lucrărilor pe care le-am avut în lucru. Iar cu privire la acuzațiile de astăzi, o să răspund punctual în limita în care procedura îmi permite. În primul rând, cu privire la acele bunuri care, despre care, mă rog, se spune că ar fi fost găsite în biroul meu, în fișetul meu. Este vorba despre niște ceasuri, da, un stilou și nu mai știu ce bunuri ce au fost ridicate la o percheziție de la inculpatul Dumitru Mădălin Ionică. Pot să vă spun următoarele aspecte. Dosarul 281/2012, cred că a fost, sau 10, nu mai știu, cu Dumitru Mădălin Ionică a fost instrumentat de mine împreună cu un alt procuror. Bun, așadar, bunurile de care vorbește DNA-ul, așa, au fost ridicate la percheziție, dispus sechestru asigurator asupra bunurilor în vederea confiscării. Instanța de judecată a fost sesizată cu privire la aceste fapte de către Dumitru Mădălin Ionică, însă întrucât DNA-ul nu are un birou de corpuri delicte, iar cu instanța s-a luat legătura la momentul respectiv, din ce știu eu, de către colegul meu, pentru că nu m-am ocupat eu personal și nu exista la fel posibilitatea de păstrare în siguranță a acestor bunuri, s-a hotărât ca ele să rămână într-un fișet încuiat. Este vorba despre un fișet al unui polițist. Nu este vorba despre fișetul meu personal. Se mai vorbește bunurile și... Da, se mai vorbește... Nu erau cu certificat de autenticitate pentru a putea fi depuse la bancă, iar în astfel de situații ar trebui efectuată o expertiză care să spună că bunurile respective sunt autentice și pot fi depuse la BNR. Mai există în răspunsul pe care l-a primit colega mea de la Direcția Națională Anticorupție, citez din acesta, într-un dosar în lucru s-a identificat suma de 340, da, 400 de mii de lei primită de la o persoană această fizică. Această sumă de bani provine de la un denunțător pentru organizarea unui flagrant. Suma de bani a fost înseriată, a fost fotografiată, a fost făcută planșă foto cu privire la această sumă de bani. S-a încercat realizarea unui prim flagrant, însă la momentul respectiv nu s-a reușit. Denunțătorul a susținut că e mai bine ca banii să rămână la dosar până la momentul realizării următorului flagrant. Banii erau sigilați, deci nu erau la dispoziția mea și se aflau de asemenea în fișetul unuia dintre polițiști. Bun, dar banii pentru flagrant în general nu vin dintr-un fond al Direcției Naționale Anticorupție, ci sunt bani pe care îi depun denunțătorii? De regulă, banii pentru flagrant sunt puși la dispoziție de denunțător. De denunțător. Am înțeles. Bun, și atunci, doamna Căveși, de ce vine acum și spune că aceste obiecte găsite și acești bani i-ați fi primit sau le-ați fi primit obiectele de asemenea și banii i-ați fi primit dumneavoastră? Nu știu de ce vine și spune aceste lucruri. Cu siguranță pentru că încearcă să mă decredibilizeze și încearcă să-și credibilizeze un demers pe care l-a făcut contrar legii. Tot doamna Căveși transmite prin acest răspuns, verificând evidențele secției, se constată că bunurile au fost ridicate cu ocazia unei percheziții domiciliare. Da, este vorba despre ceasurile și stiloul, despre care v-am spus, au fost ridicate la percheziție, a fost instituit sechestru asigurator, există procesul verbal de sechestru asigurator, există mențiune în rechizitoriu, precum că bunurile au fost sechestrate. Iar sechestrele se comunică întotdeauna grefei secției care le iau în evidență. Deci acest sechestru este în evidența grefei secției a doua. Ceea ce nu spune doamna procuror șef Chioveși, nu spune că secția a doua nu are un birou de corpuri delicte și nu are unde să păstreze astfel de lucruri de valoare. Duminică noi vorbeam tocmai despre această situație, doamna Iorga, și anume că nu vi se permite accesul în DNA. Conform legii dumneavoastră ar fi trebuit să predați toate aceste dosare, toate aceste probe și chiar Mihai Gâdea zicea și descria o posibilă astfel, o posibilă situație similară cu cea despre care vorbim astăzi, și anume că ne reușind să predați aceste dosare cu probele aferente, cu documentele aferente, se poate întâmpla
orice de acum încolo, inclusiv ca din aceste dosare să dispară documente sau să apară documente sau să apară obiecte. Sau să apară obiecte în dosar, nu știu, mâine să vi se spună că s-a găsit, nu știu, o vulpe moartă la dumneavoastră în birou, orice se poate găsi în acest moment în birou, deoarece dumneavoastră n-ați mai avut acces și n-ați mai predat lucrurile sau documentele din dosare, n-ați mai reușit să le predați printr-un proces verbal. Puteți fi acuzată de orice. Cu certitudine voi putea fi acuzată de orice atât timp cât e la îndemâna dumnealor să ia documente din dosare, să le facă pierdute sau să pună în dosare ce vor dânsi. Și dumneavoastră, ce pârghii legale aveți pentru a stopa această situație? Nu știu, le-a spus celor de la CSM că nu sunteți lăsată să intrați în instituție pentru a preda dosarele penale în lucru? Da, în contestația pe care am făcut-o la hotărârea secției pentru procurori privind avizul, am scris inclusiv faptul că nu mi s-a mai permis accesul în DNA, mi-a fost restricționat accesul la mail și toate celelalte. În mod normal nu exista o măsură de urgență pe care inspecția putea să o ia astfel încât să nu se întâmple astfel de situații și anume, nu știu, să se securizeze respectivele dosare. Inspecția judiciară este în DNA, din câte înțeleg la acest moment. Deci verificările sunt simple. Poate verifica inspecția judiciară dacă există această cameră de corpuri delicte, poate verifica inspecția judiciară și modul cum se face inventarierea acestor dosare. Și această percheziție, noi știm că perchezițiile se fac în baza unor mandate obținute de la judecători în anumite dosare penale. Vă vizează vreun dosar penal în acest moment din DNA? Un dosar penal să mă vizeze pe mine? Păi, nu știu. Perchezițiile cu... Mă gândesc că pe percheziția respectivă, fiindcă cei din DNA vorbesc de o percheziție, mă gândesc că s-a făcut în baza unui mandat. Sau în DNA se fac percheziții așa? Eu am înțeles că vorbesc despre perchezițiile efectuate la inculpatul Dumitru Mădălin. Acum știu dumneavoastră... La perchezițiile am înțeles. Și... Da, se vorbește despre faptul că într-un dosar în lucru s-a identificat suma de... Mă gândesc că s-a deschis respectivul dosar. Deci dosarul există, așa. Există denunțătorul, există declarațiile denunțătorului, există ordonanța prin care acest denunțător a fost autorizat pentru activitățile pe care trebuie să le desfășoare, există planșa fotografică cu suma de bani și banii erau sigilați. Adică acest dosar cu acest denunțător a fost mutat la un alt procuror și respectivul procuror a reușit sau a găsit aceste nereguli. Nu știu dacă a fost mutat la un alt procuror. Probabil în cadrul acestei acțiuni de inventariere. Habar n-am. Este o acțiune de inventariere și nu este de fapt o percheziție. Ei pur și simplu au inventariat și au descoperit aceste nereguli în urma cărora au sesizat inspecția judiciară. Absolut. Am înțeles. Există vreo altă formă prin care să, nu știu, să vă plângeți de aceste lucruri care vi se întâmplă acum după plecarea din Direcția Națională Anticorupție, alte pârghii decât Inspecția Judiciară? Nu știu, faceți o plângere pentru abuz, întreb. Nu mai cred în astfel de demersuri. Deci, sincer, aștept să-și facă treaba inspecția judiciară. Dacă inspecția judiciară își va face treaba, probabil că lucrurile se vor lămuri. Altfel, pentru câte aș avea de spus, ar trebui să-mi petrec tot restul vieții scriind. Câte aș avea de spus despre activitatea doamnei Chioveși la DNA? Despre activitatea în cadrul DNA-ului. Bun. Vă mai aștepta și la alte surprize? Bineînțeles, atunci când vrei să-ți credibilizezi un demers și să decredibilizezi o persoană care n-a făcut decât să-și sacrifice viața pentru această instituție, nu poți decât să împroși cu noroi cât mai mult, indiferent că ceea ce spui este real sau nu. Important e ca pentru moment persoana respectivă să fie pătată. Doamna Iorga, faptele pe care le-ați descris la inspecția judiciară sunt și de natură penală? Sau sunt doar abateri disciplinare? Pot fi. Pot fi. Bun. Știu că nu aveți cum să ne dați mai multe informații privind sesizarea la inspecția judiciară. Vă mulțumesc frumos!
că ați acceptat să intrați în direct cu noi, așadar...